Bună dimineața, băieți! Aici pescarul vostru preferat, amatorul, alături de Iuții. Ola, Uții! Ce faceți, oameni buni? Noi am venit pe baltă, v-am luat și pe voi într-o excursie frumoasă. Suntem pe balta Boteni 1 astăzi, acolo unde nu am vrut să merg. Suntem pe balta Boteni 1, acolo unde am ezitat să tot merg. Știți foarte bine treaba asta. Cine mă cunoaște de pe live-uri, cine știe de pe live-urile mele, unde am ezitat să tot merg, pentru că e un program, un regulament destul de strict. Noi fiind pescari amatori, începători, suntem și colerici puțin, mai mult eu. Domnul patron de aici vine destul de des să verifice toate astea, este băgăcios, să zicem așa. Dar iată-ne la o nouă partidă de pescuit. Astăzi nu o să plantăm, pentru că e balta foarte mică, arunci lejer de pomal pe altul. Mai dăm și noi drumul la brațe, că ultimele 10 partide sau 8 partide când am luat bărcuța, numai la plantat am fost. O să aruncăm din mână. Pește e, avem feedback. Ce să vă zicem? Sper să urmăriți vlogul acesta, să-l apreciați cu un like, un subscribe dacă nu ești abonat la acest canal și follow pe Instagram Jegosul Suprem. Noi o să ne instalăm și ne vedem după ce instalăm, să vă zicem la ce dăm astăzi. A venit momentul să vă prezentăm și nada, băieții mei. Bună dimineața pentru toți cei nu s-au trezit. Avem de la Cook 1,5 kg de TTX sau nadă preparată cu usturoi. Mai avem de la Sensor Planet larvă și libelulă, un ground bait, mă rog, nadă pentru crapci, că e asta, așa arată. Astea o să le mixăm între ele. Tot de la Sensor, special pentru apă rece, o făină de pește. Niște pelete de usturoi 4 mm de la Sensor Planet, nu mă sponsorizează nimica, dar de la ei le iau. Viermuș și râme și niște pufulete de usturoi. Merg pe usturoi astăzi, totul este cu usturoi, în afară de mixul ăla doar cu larvă și libelulă. O să le mixez pe toate, dar întâi o să pun peletele la umezit. V-am mai zis și de ce, pentru că astea trag apa foarte repede, TTX-ul trage apa foarte repede și ca să nu se, să nu-și tragă una la alta apa, să nu-și tragă ceasul. Ai pus acolo, vrei și tu apă? O să vreau și eu apă, da. Bă, și... Am pus așa un pic un curdă de asta. Bun, le lăsăm aici.
și mergem în continuare să ne desfacem, să ne pregătim sculele. Suntem la prepararea năzii, băieții. Așa arată nada noastră. V-am prezentat mai devreme ce conține. N-am pus toate pungile. Facem așa ușor. O umectăm treptat. Umectăm treptat, acum o lăsăm să mai tragă un pic și ne apucăm și de cea de novac între timp, pentru că am zis că vreau să dau și la novac azi. Am aici ceva de pregătit pentru domnul novac. Op. Așa, asta e punga de novac, băieții, unde avem așa montura specială. Da. Novac Fitofac, pe care o să o pun în această găletușă care e spartă și nu-mi trebuie. Bă, cum o să nu mai avem noi găleți, mă, mâncați și gurat? La câte găleți am avut? Las că iau eu apă iar. O pun în asta. Ai nevoie de aia spartă? Păi nu, n-am nevoie, ce să fie. La ce trebuie? Vreau să sitez asta. Să sitezi? Da. Păi are cu guloie, mă, în ea. Gen are... Păi și le pun înapoi după. Dar să-și ia apă ca lumea. A, bine. E uță ce faci. Nu e prost de azi de mâine. Am pus jumătate.
gunoiul la gunoi. Am și acești pufuleți pe care îi folosesc pentru novac. M-a dus să spăl asta un pic. Am spart și găleata asta, nu se mai pune. E gata nada de novac. O lăsăm să-și treacă puțină apă. Așa face. Mie nu mi-eșea așa asta niciodată, ești nebun, nu mi-eșea apă dacă o făceam fără aia. Acum parcă e galben, așa aici. Smecherie ceva. Bun. Așadar, și prin urmare, cred că aveau comerț pe mare. Băieți, nu e ordinea pe care aș fi vrut-o eu, filmez cu tripodul. Mi-am pregătit așa. Am un feeder, mă rog, au lansetele astea puse, trei bucăți, care-s date stânga, mijloc, un pic în dreapta. Am aceea acolo, dacă o vedeți, este pentru novac, plutaia băgată. Și am băgat în dreapta rău de tot un feeder pe unde ăsta separat, unde o să stau eu aproape de el și o să mă uit pe capăt, pentru că mie îmi place să am și un senzor pe el, dar îmi place mult să dau la moțul de la feeder. Este și un concurs duminică. Fratele Uță se instalează și la acolo. Asta e nada de novac. Asta e nada pentru feeder care am scos-o din asta, am sitat-o un pic. Așa, asta e vânzile. Popa pur o grămadă, răme viermuși, restul de nadă. Ce să vă mai zic? Așteptăm prima trăsătură. Și de ce nu, Doamne ajută, primul pește. O să pun într-o poziție această cameră și să sperăm că de fiecare dată când am nevoie o să doar să apăs butonul rec și o să înregistrăm drill-uri și peștele, scoaterea peștelor. Avem prima capturică, băieții, la care a tras uță să mă bată mama, dacă nu zici că... Zici că trăgea nebunia lui Juvel. Apaș. Prima captura zilei vine la Coinacu, la frumușelul ăsta. El e prima captura zilei, băi. Un ciortănel. Această descoperire pe la punte, această mumie, priviți-l. Mumia, ce faci, doamna mumie? Dorm. Dorm. Ce e aici? Două de crab băgate. Vor fac normal și două fidere. Swinger, nu contează. Iar eu cred că ai epuizez toată nada, mă, cavaș gura voastră. Deci am aici pregătit odată larvă libelulă, usturoi și ceva de apă rece. Am mai făcut aici usturoi cu apă rece și amursă de usturoi. Am aici pentru feeder un ceva bun, nu știu cum îi zice. Ce n-am încercat să mă bată mama. Și aici am pentru novac. Am un de la de culoare, ăla pentru novac, ăla e de culoare.
n-am ce să mai zic, am luat un singur crăpuleam, micuț așa, puiuț. Puteți uita aici. Da? Pe domnul Crăpuleanu. Stă în apă aici. Mai sunt niște oameni acolo. Ce să vă zic, acolo pe colț. Și acolo. Și mumia mea. Și noi așteptăm. Priviți un prost care scoate un pește din noroc. Ce faci? Ha? Tu nu poți să-l scoți? E o creacă mai mare. O creacă mai mare? Da. Nu, dă-mi coacă, tu ți le-ai scos pe altul, eu nu scos și eu peștele meu. Pun tot ce e în gură. Și eu mă fac pe mine în gură. Încă e prost, dar ce se fac? Hai că-ți fac eu fiderele astea. E ora 2. Singurul pește prins e pe la vreo 11. Un crapă, puiul ăla de crap la 1300. Și oamenii pe partea altă să plâng. Am încercat 3-4 tipuri de nadă, toate pop-up-urile din lume. Pește. A fost repopulat acum vreo 2 zile, mie să nu-l fi zăpăcit de nu mai trage. Crab la 3,5 kg, deja 5 kg. Atât. Sperăm să mai luăm câteva capturi măcar. Să luăm câteva capturi, de fapt, nu să mai luăm. Ce să vă zic, băi băieți, o zi dezamăgitoare din toate punctele de vedere. Uță să chinuie să bage TTX pe feeder. Și chitros? N-a vrut să ia nadă de feeder, a zis, doamne, n-a sunt mai mare 3 kg de TTX. Bă, băieți, deci este ora 3:30, cu crăpșcanul ăla am rămas. A venit și bully frici ăsta. Mi-a dat mesaj grasul, bă, bem niște beri când vii, că am ieșit negativ. Îți dai seama că e copt. Da. Bă, băieți, ce să vă zic. Deci, treaba stă în felul următor. Am băgat la 8:30 în dimineața, bă, în baltă undițilii, peștilii, n-ai venit. Până la vreo 11:30 am avut uță, cât, o trăsătură? Da. O trăsătură la care a tras să mă bată mama de nu. Bă, mamă, ce-ai pus, mă, pe ăla, mă? La care a tras de zici că îl scotea pe Loch Ness și l-a scăpat. Și am luat eu crăpșcanul ăla. Și atât. E, problema e că am încercat pe toate părțile, mă, cava juroasă. Deci nici nu știu, acum încerc să vă zic ce am încercat astăzi, la ce am încercat să dau. Deci am avut prima oară o nadă făcută pentru momitor. Am avut o nadă făcută din TTX de usturoi cu ceva de larvă și libelulă, ceva foarte fin și de la de apă rece. Nu știu cum îi zice. La asta, mi se pare că la asta am luat. La asta am luat crapul. Am încercat pe AC prima oară cu ăsta piermuș și râmă. La o oră le-am scos, am băgat viermuș în capăt. Mamă, cum bate vântul. Viermuș în capăt cu pufulete de de porumb, de usturoi, pufulete cu aromă de usturoi. La ăla am și luat unul. După aia ce am încercat? Două boabe de porumb care sunt în sosul ăla lor de usturoi.
Ce am mai încercat la început? Mă rog, astea au fost, probabil omit ceva. Apoi m-am apucat și am făcut cu un cesele de usturoi puternic, combinat cu puțină apă. Am făcut, am zis, bă, să nu mai amestec și larbă și libelulă cu usturoi. Am făcut doar usturoi și de la de apă rece cu cesele-ul ăla de usturoi. N-a vrut la mâncat, deci n-a vrut. Am făcut pelete pentru feeder. Deci la feeder n-am avut nici măcar o trăsătură, eu uț a avut la feeder. Am încercat pelete cu pelete de 4 de alea și tot ceva de apă rece, n-a vrut. Am încercat, aveam o nadă mai veche, să zicem așa, de 2 luni luată, dar clips de la frumos făcută, doar de feeder specială, doar umezită. Am umezit-o, pe aia am făcut-o frumos, la 10 minute am umectat-o, n-a vrut nici ăla la feeder. Deci am avut, la început am avut Novacul, care am făcut la Novac, i-am băgat pufuleț de aia, de cotaină. De pufuleț de aia verzi. În AC, le-am tras acele sus și nadă specială de Fitofarm Novac. Na, o singură dată când nu bătea vântul la mal, a făcut o dată așa, gen, am văzut-o, când a dat un țanc, atât. Am scos-o după aia la jumatea zilei, am băgat încă o lansetă. După aia, acum de o oră aproape, nu o oră, jumătate de oră, am început, am plantat. L-am chemat pe moșule că i-am mai dat, ia frate, încă 30 de lei, le plantez. Am pus bine pe alea acolo, le-am dus pe poziție, le-am lăsat, niciun țanc în vreo jumătate de oră, 45 de minute, nici nu le mai scot. M-am enervat, am luat toată nada, am pus-o pe bărcuță și am făcut două drumuri. Am dus toată nada acolo, am făcut patru nada, dacă nici cu patru s-a dat nada în două ore jumate, trei nu vine, să rămână. Da, cam asta e ziua noastră. Mergem să facem și noi un fish vlog. Să luăm și noi pește, să mă bată mama. Eu cred că mă duc cu bărcuța la biserică mâncatului. De când am luat bărcuța e și mai rău. Deci, de când am luat bărcuța, nu mai prind absolut nimic. Am luat un crab la 3,5 kg atunci, plăticile alea și cu somoteiul ăla de-l doar, ai luat un crab ăla la 3,3 kg și atât. Cred că nu e, nu știu, mă duc să dau cu apă de bobotează pe ea. De o, Doamne, iartă-mă, gâtul măsii, că vorba aia. Și, bă, mă plângeam de dimineață că o să vină șeful ăsta să mă verifice la 2 ore, să mă cac pe ia de treabă, nu, n-am treabă așa. Ce credeți? N-a venit deloc azi pe baltă. Bă, ai aruncat-o și cu arunci cu mâna, am aici. Bă, tu ești și prost, mă, mai ai și scule de 20 de milioane. Ăsta nu mă chinui să-l învăț să arunce. Tot așa ai aruncat cum ai făcut tu? Adică, bă, trebuie să o întorci, mă, invers. Am pus-o de aproape, nu? Da, am pus-o de la aproape. Da, ai nebunit pe alea, te joci pe ele acum? Da. Da, mă, băieți, problema e că nici băieții din fața noastră n-au luat. Nenea ăla de acolo a luat un cărășel de pe partea altă, care a venit dimineața la noi să facem schimb de experiență, și că așa a zis el. Și ne-a zis la dimineață, cred că și pe la blestem, că ne-a zis, spor la treabă. Da. Cum am mai zis eu unul pe corăta. Ai luat, și am zis din greșeală, spor. Și am fugit. Da, nu știu ce să mai zic. Am mâncat două strudeluri cu mere, două pateuri cu brânză și două merdenele. Dă-le în gura, măsii, că am venit să fac pagubă. 1.900.000 balta, cu 30 de lei plantat, 1.400.000, motorina până aici nu mai punem. Uite, bă, cum au sărit toți. Ai văzut, mă? Arunc eu cu nadă, mă, prostule. A. La mine, dacă nu prind nimic, aș văd că sare peștele în baltă, mă ia capul. Mamă, face nădire, bă. Uță, ce aveți, bă? M-a văzut pe mine cum a lucrat astea, s-a găsit și el să facă și-l nădire. Da. Băia și el să nădească, dar nu dă 30 de lei, ca să vedeți cât de chitrei, 30 de lei, băi, nădirea, bă, și n-a vrut să dea, cu nări plantatul. A vrut să facă și-l plantat și 30 de lei. Ba, a tras, băi. I-a tras o pulă. La cur. Moare când îi zic că a avut trăsătură frumoasă la feeder.
Și zic, ce faci, mă, prostul drag place, scăpat. Mori. Da, mă, băieți. Și cam așa merge ziua noastră. Am fumat vreo 10 țigări. Ăsta a dormit puțin. Să plume prostul la somn și zice să doarme vreo oră, oră și ceva. Se trezește, zice, am dormit? Zic, nu. A. Dar tu nu știi, mă, că ai dormit, nu te trezești, nu vezi tu că ai pe-a să uite așa. Da, mă, băieți, prostul dă grasul, îmi dă mesaj. Ce faci, mă, unde ești? Zic, suna pește, n-am semnal. Când auzi așa și că i-am zis că n-am semnal, întreabă, bine, hai, vorbim, pa. Aaa, ați luat ceva? Fil întins. Bă, dar de ce faci conversație dacă n-am semnal? Te dracu, nu stau să mă duc pe Coline ca să-ți răspund ție la mesaj. Bine, acum mi-a dat mesaj că e negativ și că vrea să bem o bere. Probabil vrea să vadă cu mare și nu știu cum să fac. Dai mesaj când ajungi. Da, frate. Da, mă, băieți. Și fete. Și uite așa. Venim la peste și numai bine, e și sezonul ăsta, e și apă ca, rece. Pe ai... S-a las 2-3 grade. 2-3 grade, ține bunit. În București 6-7-8. Aici 2-3 grade pe câmpurile astea. Ia pas lui, dimineața era pas lui aici. De-am dat cu nadă de apă rece, nu știu. Bă, dracă, nu s-o hrăni. Mai am și poza aici pe mal cu un black bass. Biban negru. Dacă iau unul de ăsta direct în portbagaj îl bag. Nu facem noi așa ceva, mă, băieți. Regulile sunt reguli. Pentru toată lumea. L-am auzit pe unul acolo care dă spre mijloc cu gârlii și are cel mai mult loc dintre toți. Zicea lui altul, zice, bă, eu pe a cincea nu mai dau. De ce? Nu mai am unde să o mai arunc. Da. Aia e, mă, băieți și fete. Doamne ajută să ne mai revedem, nu cu închiderea, ci cu pește. Iată la cu drujba toată ziua, băga mea și pula în drujba. Numai he. Ce prost ești, băuț. Băuț, da. Cum vreau să nu iei, mă, un pește, mă? Bă, un pește, mă? Băgam undiți aici, nebun, și nu am un pește. Dar cum te-ai gândit tu să nădești de acolo, tocmai acolo? Dar n-am mai aici aproape și am aruncat direct. Bă, tu nu ești prost de azi. Sunt prost de ieri. Ai anunțat-o pe măta cu vii cu pește? Da. Și pe ochii tu? Mi-am adus aminte cum făceai dimineață. Unchiușorul e acasă, face treabă, eu îl plătesc cu pește așa. Băi, n-aveți, mă, cum, mă, să moară Gibilan, dacă se poate așa ceva. Bă, de la planta, mă, mâncați și i-am și făcut padănadă frumos, am și diversificat. A, da, stați așa, că am uitat pe sfârșit să vă zic ce am pus la plantat. Deci la plantat am dat așa. Am dat cu nada aia de, v-am zis că am făcut-o cu cesele de usturoi. Și am pus pe primele două, pop-up de 14, mi se pare, 12 sau de 14. Cred că de 14. De 14. Frumos, un pop-up să se ridice un pic, că e mâl. Sau să se ridice un pic mai mult. Și am dat usturoi. Am băgat și usturoi de la el. Numai să fie ceva. Și pe alea alte două, că am plantat 4. Și pe alea alte două i-am pus am dat pe momentor tot de la de usturoi. Usturoi în cuvă și i-am pus așa. Am niște, vi l-am arătat eu, mi se pare pe vlogul 1, pe fish vlog 1. Am niște boilesuri de alea solubile în sos de usturoi, gen în sosul lor de usturoi.
ceva șmecherie așa, de miroase bine, zglazurat, nu glazurate, nu zglazurate, dar au așa, gen zeamă de aia pe ele. Și am pus un pop-up de la de usturoi mare, nu cred că de 20. E ăla ca să-l ridice. Și la altul după. Am făcut așa frumos. Ăla trebuie să fie de 3-4 kg minim dacă îl ia pe la hap în gură. Și le-am mai dus iar niște TTX de ăsta de niște n-a dat asta făcut cu TTX de usturoi. Și CSL-ul ăla. Deci cam așa ne situăm acum. Și pe feeder-ul ăla am lăsat un pop-up de usturoi de 14. Și n-a dat aia green de la sau pieptene. Ceva premium, dar am prins pe unde am pus cu până de asta. Un cărășel tot am luat. E, aici nu vreau, mă, că am ajuns. Și am dat în toate locurile, cred că am aruncat feeder-ul ăla de 22. 22, mă? De 22. Da. Doamne ajută să luăm un pește aici, băi. Încă un pește, să nu ne revedem când închidem. Hai. Fish vlog e fish vlog. Ori prinzi, ori nu prinzi. Câteodată mai ratezi. Au dat și ei, au luat și noi. Fratele Uță de acțiune. Așa. 4 jumate. Sper să aici, ca să pot să aici. Ala-i. Carasco. Ia un sane pur. Dai, nu lasă de să nu stau acasă cu alta. Deci la cameră, să-l arăți și tu la cameră, frumos. Uitați-mă, cava și gura voastră, caras. Caras cu o barbă. Uitați palma. De coada îi pune balba, bă. Păi da, de unde? Uite ce frumos în buziță l-am luat. Ce pierzi i-am dat.
curăți mai bine. Am arătat, da. Am dat cum am putut, ești nebun. Da, da, e rupt. Adun de la gunoi o de-aia de iau apă cu ea. Băieți, din păcate nu a fost cea mai productivă ziua noastră. Avem carasul ăsta. Drumușel. Și puiuțul ăsta de crap. Peste, un pic peste 1.200 și ceva. Stai, mă, tată. Hop. O ciorbiță de seară. O să zic că mulțumesc ai noștri. Ce să vă zicem, bă, băieți? Boteni 1, prima dată aici. Un pic dezamăgit, dar n-a fost ziua lui. A venit și patronul. A fost așa rău cum am așteptat. Ne-a zis, printre altele, că e un concurs duminică la care nu mai se poate înscrie. Și că ăsta ar fi un stand așa, un loc de undiți. Nenicu de dimineață parcă voia să ne ajute, dar asta a omis să ne zică. Na. Cam asta a fost. Două capturici. E ora 6 fără 2 minute. Noi ne-am terminat în strâns toate astea. Vă urăm o zi perfectă. Mulțumesc de vizionare. Follow pe Instagram la Jegosul Suprem. Like la acest clip. Share dacă vrei. Abonează dacă ești nou. Ne vedem data viitoare.